Potrivit unui proiect de ordonanță pus în dezbatere de Ministerul Finanțelor, românii care produc acasă țuică și rachiu din fructe, recoltate din propria gospodărie pentru consum propriu, în limita a 50 de litri anual, vor fi scutiți de plata accizelor. Proiectul de ordonanță, ce va modifica destul de mult codul fiscal în materie accizelor, transpune o serie de prevederi adoptate la nivel european, care prevăd că este scutit de la plata accizelor alcoolul din fructe în limita a 50 de litri anual, consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentrația acestuia, să fie din fructe deținute, cultivate și furnizate de respectiva persoană fizică din propria livadă, nu cumpărate. Prevederile proiectului de ordonanță nu sunt încă în vigoare, aceasta trebuind adoptată și publicată apoi în Monitorul Oficial, informează avocatnet.ro.